Șefii de club fotbaliști sunt în continuare la mare modă în Liga 1. La una în distanță de momentele în care făcea senzație pe terenul de la Caprun, Gigi Becali s-a întors pe gazon. Chiar dacă nu a mai manifestat aceeași poftă de joc ca în 2007, patronul Stelei a încercat și în stațiunea germană Bad Reichenhall câteva execuții de efect. Pasiunea oamenilor de fotbal pentru minge are rădăcini mai vechi. Pe când era președinte la Dinamo, vărul patronului stelist Ioan Becali și-a demonstrat măestria la duble și a încercat să marcheze din toate pozițiile în timpul unui antrenament. Nu la fel de talentat s-a dovedit a fi actualul șef dinamovist Cristi Borcea, care a simțit din plin impactul cu mingea cu ocazia unei partide de tenis cu piciorul de la începutul anului trecut din Portugalia.